Aș dori să vă spun o poveste despre personajul nostru principal, Sandu Japonezu, și aventurile sale uimitoare. Așa că stați bine în scaune și pregătiți-vă să râdeți cu hohote. Sandu, Sandule, unde ești, măi, băiatule, măi? Sandu, Sandu Japonezu, Sandu, Sandu, vino în coamă să bem niște șampanii. Sandule, avem șampanii. Doamnelor și domnilor, Sandu japonezul ne-a dat pe gheață. Incredibil, nu se mai prezintă în seara aceasta. L-am strigat, nu este în studio. Sandu nu este cu noi. Sandu japonezul ne-a dat pe gheață. Deci, în concluzie, ghiciți ce? Aș putea să vă spun o poveste al lui Sandu japonezul fără ca prezența lui să ne onoreze. Deci, Sandu japonezul. Un MC, căruia îi place să prime prin lume. A ajuns în Vietnam și a participat la un ritual spiritual în care se bea sânge de șarpe, adică Snake Blood. După ce a băut acea licoare de un roșu amețitor, ghiciți ce? El a devenit mai puternic. Chiar putea să vorbească cu animalele. Avea puteri supranaturale. Incredibil! Ce ritual! A dobândit puterea de a zbura. Chiar putea să sară ca un cangur. Chiar putea să alerge pe stadion fără să obosească. Deci vă dați seama, el ar putea participa la Olimpiadă și toată lumea ar putea merge și să-l ovaționeze, să vadă puterile lui supranaturale. Vă dați seama. Sandu japonez va deveni campion olimpic la toate probele. Prima dată în lume se va întâmpla așa ceva. Deci, oameni buni, oameni buni, vă rog frumos să urmăriți în continuare. Sandu Japonezu va fi campion olimpic. Deci, în continuare, să vorbim despre iubire. Lui Sandu Japonezu i s-a făcut chef de iubire. Incredibil.